Iar imaginile momentului vin din Italia. Două aeronave militare s-au ciocnit în aer deasupra Romei, iar o parte din epave s-au prăbușit peste mașinile parcate pe o stradă dintr-un cartier rezidențial. În imaginile surprinse de martorii teribilului accident se văd flăcări uriașe care au cuprins resturile unuia dintre avioane, dar și autovehiculele peste care au căzut. Cele două aeronave militare de mici dimensiuni, la bordul cărora erau doar piloții, participau la un exercițiu în momentul în care s-au ciocnit. Pentru aceștia, impactul a fost fatal.